Proiectul intitulat Profesionalizarea carierei didactice a fost finanțat de Uniunea Europeană și vizează profesorii din Mehedinți și Caraș-Severin. Obiectivul general îl reprezintă formarea și dezvoltarea competențelor personalului didactic din sistemul de învățământ preuniversitar. Scopurile au fost cele de a ridica nivelul de profesionalism și de a forma noi competențe specifice activității de predare învățare și de evaluarea cunoștințelor elevilor. În cadrul proiectului, dascălii au învățat cum să comunice mai bine cu elevii la clasă, dar și cum să facă față unei situații de criză ce poate apărea în școala unde predau. În primul rând au avut acces la informații legate de utilizarea computerului și integrarea acestor competențe IT în actul didactic, în procesul instructiv educativ. Pe de altă parte, au avut acces la ceea ce înseamnă curriculum național și modul de elaborare a unui curriculum la decizia școlii și de gestionarea tuturor elementelor legate de acest aspect. Apoi, gestionarea unor situații de criză și unor situații conflictuale care sunt inerente în orice organizație, nu numai în organizațiile școlare. Proiectul a fost implementat de cele două inspectorate școlare din Mehedinți și Caraș, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic și Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic de la Universitatea de Vest Timișoara. Rezultatele acestui proiect sunt benefice pentru cele două județe prietene, cu care de altfel județul Caraș-Severin împreună cu județul Mehedinți am reușit de-a lungul anilor să realizăm de-a lungul Dunării, da, o colaborare perfectă, o colaborare care ne-a făcut să și socializăm, să ne cunoaștem mai bine problemele. Suntem convinși, credem, sperăm că au avut de învățat cadrele didactice și că vor pune în practică la orele pe care le au de predat în școli. Proiectul a însemnat participarea a 2600 de profesori. Valoarea lui se ridică la aproape 17 milioane de lei.